ședința este legată în ședință, lipsește domnul Nicoză, în ședință de casier. Spun la punctă cu ce s-a întâmplat la ședința anterioară. Sunteți de acord? Ședința poate face. Da, aș aminti doar că ne-am spus aici trei evenimente de astăzi, de ziua de 9 mai. Ziua Independenței proclamată în 1877, când Foganeceanu declara că suntem o independență, o națiune de sine stătătoare. Victoria Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial la 9 mai 1945 și al treilea eveniment, Ziua Europei, care, după cum știm, a început în 1950 și din care facem cea mai parte din Uniunea Europeană, alături de celelalte 27 de state. Pe ordinea de zi sunt 9 puncte. Ați uitat să spuneți altceva. Da. Ieri a fost formarea Partidului Comunist Român și azi e ziua Victoriei. Da. A venit o regală. Păi da, așa. Da. Da. Potrivit prevederilor articolului 43 Administrației Publice Locale din numărul 215/2001 republicat, îmi dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței, concursă de 9 ani. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 30/3/2015 privind aprobarea aderării Comunei Cașin, județul Bacău, asociată comunelor din România. Acum, filiala județului Bacău, la județul Bacău, da? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la asociația comunelor din România. Acord. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. 4. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor registrului agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. 6. Proiect de hotărâre privind realizarea, reabilitarea și modernizarea de poduri, podețe și punți pietonale în comuna Cașin de Subacău. 7. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui budou excavator pentru primăria comunei Cașin de Subacău. 8. Proiect de hotărâre privind dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea, realizarea târg și opoz tondal, sat Cașin, comuna Cașin de Subacău. Acestea sunt proiectele de ordine de zi. Cu acordul dumneavoastră, aș solicita să mă implementez de ordine de zi următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului școala sa, ulița Comuna Cașin de Subacău. Sunteți de acord cu prezentarea? Da. Vă trec și la prezentarea primului proiect de ordine de zi. Noi, pentru a doua hotărâre a Consiliului Local numărul 21, am dat o hotărâre, ceea ce facem astăzi, o modificăm pe aceea, privind titulatura. Și anume, acolo spunea că Comuna Cașin aderă la Asociația Comunilor filiala Acord și trebuie la... Național. Național, deci nu... La Acord, filiala Națională. Asta e, asta a fost modificarea. Hotărăște. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 în 30/3/2015 privind aderarea Comunei Cașin de Subacău la Asociația Comunilor din România, acord, filiala județului Bacău, astfel. 1. Titlul hotărârii Consiliului Local se modifică și va avea următorul cuprins. Hotărârea Consiliului Local numărul 21 în 30/3/2015 privind aprobarea aderării Comunei Cașin de Subacău la Asociația Comunilor din România, acord. Deci nu mai apare filiala județului Bacău. În asta a fost modificarea. 2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins. Se aprobă aderarea Comunei Cașin de Subacău la Asociația Comunilor din România. Acord. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei Cașin, primarului Comunei Dobrogești, președintele filialei și președintele Bacău, acord, și președintele prefectului județului Bacău. Acord de analizare. Comisia pentru Administrație Publică și Juridică, apărarea oricărui și instituții publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 30/3/2015 privind aprobarea aderării Comunei Cașin, județul Bacău, la Asociația Comunilor din România, acord, filiala județeană Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată.
Mulțumim. Proiecte de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația Comunilor din România Post. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală a Comunei Crașului sub Bacău la Asociația Comunilor din România Acord în cuantum de 200 lei. Aliatul 2. Cotizarea se achită până cel târziu la data 31 martie a fiecărui an de către membrii Asociației Comunilor din România, în cazul în care la data 31 martie coincide cu o zi nelucrătoare, termenul de plată este ultima zi lucrătoare a lunii martie. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei Cașin, compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, primarul Comunei Săucești, președintele filialei secțiunii Bacău Acord și prefectul județului Bacău. Raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuală la Asociația Comunilor din România, ACOR, consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Consiliul Local al Comunei Cașului sub Bacău, împlinit în ședința ordinară din data de 9.05.2017, la care participă un număr de 12 consilieri locali din cei 13 în funcție, luând în dezbatere. Ținând seama de faptul că obținerea eficienței și eficacității serviciilor publice reprezintă o condiție esențială a managementului fiecare entități publice, în acest caz, entitate publică fiind comuna, în calitate de acestea de persoană juridică de drept public și respectiv de instituție publică locală, apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public intern, respectând în același timp independența și funcțiile specifice fiecăruia dintre acestea, urmărind facilitatea asigurării activității de audit public intern pentru mai multe comune în temeiul unui acord de cooperare prin relații profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficiență și colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activități. Având în vedere prevederile a. Legii numărul 672 din 2002 privind auditul public intern cu modificările și corectările ulterioare, b. Articolul 11, aliatul 4 și articolul 36, aliatul 1, aliniatul 2, litera E și aliniatul 7, litera A și C din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. C. Articolul 30 din Legea Cadrului a Descentralizării, numărul 195/2006. Articolul 942 și următoare din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții. E. Codul Muncii. F. Codul de Procedură Civilă. G. Hotărârii Guvernului, numărul 781-2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare, a și codul privind conduita autorului intern, aprobat de prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice, numărul 252/2004. Statutul Asociației Comune din România, precum și de cele ale statutului filialei din Ține Bacău, Asociația Comune din România. J. Hotărârea Consiliului Local numărul privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 21 din 30.03.2015 privind aprobarea aderării Comunei Cașin sub Bacău la Asociația Comunilor din România, Acord filialul sub Bacău. Luând act de a. Referat de aprobare prezentată de primarul Comunei în calitate de stat de inițiator, b. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se constată necesitatea și oportunitatea acestui proiect de hotărâre, c. Precum și avizile comisiilor de specialitate a Consiliului Local. În temeiul prevederilor articolul 45, aliniatul 1 și aliniatul 2, litera F, articolul 61, aliniatul 1 și 2, articolul 62, aliniatul 1, precum și articolul 115, aliniatul 1, litera B, aliniatul 3, aliniatul 5, aliniatul 6, aliniatul 7, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Hotărâri. Articolul 1. Se însușește modelul cadru al acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrată din prezenta hotărârii. 2. Obligațiile financiare rezultate din acordul de cooperare prevăzut la aliniatul 1, pe întreaga durată de existență a acesteia, se suportă din bugetul local al Comunei Cașin. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul Comunei, prefectul județului Bacău, filiale județene Bacău, Asociația Comunilor România și aduce la cunoștință publică prin afișare. Da.
raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a tuturor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de acoperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Domnul Roș. Raport de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Cajului sub Batou. Hotărâre, articolul 1. Se aprobă înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Cajului sub Batou, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza comunei. Articolul 2. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființat de către Consiliul Local la nivelul comunei Cajului sub Batou, va gestiona bazele de date și va înființa registrul de evidență a câinilor fără stăpân capturat de pe raza comunei. Articolul 3. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cajului sub Batou poate încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrative teritoriale cu care se vecinează. Articolul 4. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cajului sub Batou poate fi concesionat numai către persoane juridice, asociate sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Articolul 5. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului comunei, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentului Bacău, Prefectul de Subacău va fi asupra la cunoștință publică prin afișare. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Aliment, analizând proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în județul Bacău, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind analiza stabilului prin înscrierea datelor registrului agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă stabilirea măsurilor pentru eficientizarea colectării și reținerii la zi a registrului agricol, ca urmare analizei stabilului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cum urmează. Datul de înscriere a datelor în registrul agricol. Pentru perioada 5 ianuarie, 1 martie, s-au înscris datele privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care utilizează căderile cu destinație de locuință, construcțiile anexe. În multe cazuri, la înscrierea persoanelor fizice în registrul agricol, numele și prenumele este înscris fără rețiala datului, conform articolului 5 al legii de normele metodologice. În unele cazuri, nu este completată legătura de rudenie și cod. Modificările au fost făcute de agentul agricol fără acordul scris al secretarului, articolul 8 al 3. Corecțiile sunt făcute uneori prin ștergere cu pastă corectoare, nu să fie tăiate cu pastă roșie, articolul 9, litera 2. Pentru anii precedenți, nu sunt înscrise culturile efectibile de animale și utilaje agricole. Măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 1. Întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol se organizează conform ordonanței de guvern numărul 28/2008, privind registrul agricol, modificat și completat prin legea numărul 54/2017, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic, în vederea interconectării cu registrul agricol național, în vederea raportării unitare către instituțiile interesate a datelor gestionate de către acestea, începând cu 1 ianuarie 2018. În perioada 1 și ultima zi lucrătoare a lunii, mai se vor înscrie datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol. 3. Tehnica de completare a registrului agricol se face conform normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, până la publicarea noilor norme metodologice privind modul de completare a registrului agricol, articolul 2 din legea numărul 54/2017. Cunoaște legislație, constituționalitate și responsabilitate.
Deci, asta le impunem noi. Responsabil, comandant judecător referent superior atât al report, măcar în papelina respectivă superior, verifică coordonanța între evidența registrul sub formă electronică și cele pe suport directiv. Completează registrul agricol format electronic. Articol 2. Semestrial, și postul local prin grijă primară, se face analiza statului de înscriere în registrul agricol și se stabilește măsurile de eficientizare a acestei activități. Articol 3. Secretarul Comunii va comunica prezentă autorități personale numerizate la articolul 1, primarul Comunii Caștin și efectul de subacău, în termen de decenzie de la altul stat. Cine are acuzie la cultură? Nu. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale nr. 215/2001, Republica Șaptea, proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l aprobe, în forma prezentată. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, realizarea, reabilitarea și modernizarea de poduri, podețe și pod pietonale în comuna Caștin de Subasov. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă investiția, realizarea, reabilitarea și modernizarea de poduri și podețe și punți pietonale în comuna Caștin de Subacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentul autorității primarului Comunei Caștin și instituției prefectului de Subacău. Aici este vorba toate podurile care avem și podurul Cuița și podurul Caștin. O să fac expertizele aproape și expertiza va spune reabilitare, modernizare sau reconstrucție. Plus punții pietonale care au fost luate viitor la Cuița 2, punți pietonale. Acum încercăm pe un nou proiect să facem și punți pietonale la Șufii, cum au fost stile metalice, deci moderne. Moderne și cu lățime mai mari de 1,5 m, stile la 2 metri. Facem punții pietonale ca să poată să treacă unul și un cărucior, cu, nu știu, cu un cadru sau să treacă un adicap, un cărucior de adicap. Să dau bani de la guvern pe aceste măsuri și pe ori. Am inițiat acest proiect să-l facem, eu zic că e bine venit, să-l facem, sunt de bun. Ori la guvern sau în urmă cu cor. A văzut cum a fost proiectul la Pobla Asfaltare, l-am avut la depus, la finanțat. Vă spun că suntem în stadiul de, la proiectul la Pobla Asfaltare, ca să vă dau informații, în stadiul de facem documentație pentru depune, pentru citați. S-a modificat legislația, în locul simplificii, s-a rămas la complicat. Durează 80 zile numai procedura asta. Asta se trebuie. Apoi când vom face licitația pentru execuții, iar 80 zile. Iar trebuie. În loc să inscriți și ca să timpii să fie mai scurți, înainte erau 40 zile. 40 zile, nu? 40 erau cu licitația, poate să facă 80 zile. Vă dați seama, în loc să fie termeni mai scurți, iar lungi. Probabil că se mai trage timp și cu bani, cu fonduri. Exact. Asta, să zic și eu. Dar a început, sperăm cam cu iulie, să terminăm cu petinașul, până atunci să ieșim și la fix din contractul de finanțare și cum în iulie, dacă facem o depunere pentru execuții, va dura iar iulie, august, septembrie, să terminăm. Dacă terminăm undeva septembrie, să nu avem contestații, să avem firma care câștigă licitație, este extraordinar. În octombrie dai după treabă. Și e și timpul bun, în octombrie de asfaltat. Deci atunci e timpul mai bun. Nu mai sunt căldurile așa de mari. Dar, măcar, să rezolvăm anul ăsta problemele astea și la asta dăm la anul, dacă nu vor reuși la asta. Da. Aveți...
Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, realizare, reabilitare și modernizare de poduri, podețe și punți pietonale în Comuna Cașa, în județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul proiect, privind aprobarea investiției, achiziție bunului scămator pentru primăria Comunei Cașa din Subacău. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă investiția, achiziție bunului scămator pentru primăria Comunei Cașa din Subacău. Finanțarea se realizează de către Cal Baia Totușului, proporție de 100% și prezintă banii europeni cu finanțare nerambursabilă. Poate de finanțare comunicată pot să înlocuirea fie de finanțare de către o firmă de consultanță. Articolul 2. Secretarul Comunei Cașa va comunica pe dintre autorele primar comunei, Gal Baia Totușului și prefectul de Subacău. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, achiziției unui excavator pentru primăria Comunei Cașa și județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avem proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Următorul proiect privind aprobarea investiției, dotarea unei clădiri, vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa de Subacău. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă investiția, dotarea unei clădiri, vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa de Subacău. Dotările costau 1. Groata olarului, planșe de modelaj, curut, instrumente muzicale, mobilier specific, tevalete de pictură, culori personale și alte lucruri, vederea de dotările funcționării cu creație artistică, grafică și meșterie. Meșteșugărească locală. 2. Finanțarea se realizează de către Cal Baia Totușului în proporție de 100% și reprezintă bani europeni cu finanțare nerambursabilă. Partea de finanțare Comunei Cașa constă în domirea cei de finanțare de către o firmă de consultanță. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentă autorului primarului Comunei, Gal Baia Totușului și Prefectul Bacău. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială și Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției dotare unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 de Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, realizare târg și obor săptămânal în sat Cașa, Comuna Cașa de Subacău. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă investiția, realizare târg și obor săptămânal în sat Cașa, Comuna Cașa de Subacău. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii primarului Comunei Cașa și instituției prefectului județului Bacău. Raport de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, realizare târg și obor săptămânal în sat Cașa, Comuna Cașa, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului școală sat Cașa de Subacău. Hotărăște. Articolul 1. Se solicită Ministrului Educației Naționale avizul conform în vederea schimbării destinației imobilului școală sat Cucurița, Comuna Cașa de Subacău, având dată de identificare în anexa ce face parte integrantă de prezenta hotărârii. Articolul 2. Compartimentul tehnic va proceda la elaborarea notei justificative și va fi înaintat împreună cu prezenta hotărârii Ministrului Educației Naționale. Articolul 3. Prezenta hotărârii se comunică Ministerului Educației Naționale, primarul Comunei Cașa, compartimentul tehnic prefectului de Subacău va fi adus la consultă publică potrivit legii. Raport
de avizare. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea oficii și funcții publice, a drepturilor cetățenilor, a arătat proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avuzului conform în vederea schimbării destinației pilotului școală, sat, Curița, Comuna Cașin, Vârful Batou, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale cu 15/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Încă conform legii că științării prin cetățenii care vor să-și vin și declare la Ministerul Agricol ce au cetățenii ca gospodării, spune pe internet. Eu v-aș propune ca acele științări să facă un plic acasă. În cauză cât să iau internet. Da. O parte. Și dacă știu să umple pe internet. Da. Și atunci eu zic că noi să... Propunerea noastră să fie ca cei de la Ministerul Agricol să facă științări în scris. Da. Vă ziceați ce se datorează? E termenul, cei care nu se încadrează, nu vor fi amendați. Deci, vă spun că am lucrat cu cadastru. Suma care i-a alocat cu cuvinte pe drumul cadastral de 60 de lei. Dândesc pe acolo două localități au reușit să facă un sector, deci nu a făcut niciuna. Fiind cadastrașe, au luat lucrări și au dat cu pasul înapoi. Fiind suma foarte mică și costurile doar fiind destul de mari, cu oamenii și cu păsători. Și au fiscat voi, rezidea contractul, inclusiv și la noi la Cașin. Contractul și acum vom încheia alt contract în luna mai și e posibil ca guvernul să mărească suma, respectiv de 60 de lei. Deci cadastrat sunt două localități de județ, au reușit să facă un sector. Un sector ce țeamnă asta? Nu știu, 60 de hectare, 100 de hectare. Atât vă suprafață total la comunități administrative. În restul toate localitățile, inclusiv și noi, ca și Bătea, ca și toate Breșul, s-a rezidat contractul. Fiind cadastrat și a făcut pasul înapoi. Au și-au dat seama că costul e prea mare pentru suma de 60 de lei de imobil. Nu mai posibil, am înțeles că la putere să mărească suma. Am auzit, dar poți să mărească suma. Da. Da. Cine dorește să ia cuvântul pentru la punctele care au fost prezentate de domnul Măscău? Haideți să facem gheața că suntem în gheața. Da. Și să vorbim... Da. Da. Zic că dacă nu începem, stăm aici. Vă zic că cele 9 puncte. 10 puncte suplimentare. Care e cea puncte? Cel cu școala din casă. Da. Ce cu școala din casă? A, ca să facem până... Da, pentru tineret ce am discutat. Da. Punctul 1. Aderarea comunei. Normal, noi am mai dezbătut punctul respectiv, dar cu județul Mahe. Da. E normal că aderarea asta să e la nivel de țară. Cotizația, cea care se stabilește, trebuie să o plătim și noi. Acordul de cooperare privind auditul public, da. E normal. Ăștia erau particulari. Trebuie să angajăm un particular să vină să facă auditul. La nivel de acord. La nivel de acord. La nivel de acord. Acord de cooperare, da. Problema cu gestionarea câinilor fără stăpân cu unitate. Da, e bine, dar unde îi adunăm? Că tu mai dați la casul la carte, la un articol, dați un pic. Deci se poate face. Este un care noi vizităm serviciu. Ca să facem noi un adăpost pentru câini fără stăpân, cred că nu plătim bani la persoanele cu handicap, după aceea trebuie acolo. Dar este un articol și legea ne permite să facem, să concesionăm serviciul unei persoane juridice sau asociații. Da. Sunt asociații de astea non-profit. Da. Ești în oraș, așa este ca să-i ia statutul,
care încheie contractul vânzătorului mici firmat, vom încheia, vom concesiona lui un serviciu și ei va ridica câinii. Câinii și ei vor primi... Trebuie să ființăm serviciu ca să putem să avem... Ca să putem cu ei. Și ei, ca să poată fi un câinii cu comunicare, te duci la adăpostul lor și ei vor primi bani mai departe la... Bun. De ce am ridicat această problemă? Sper că nu se vor încheia contracte cu cel care e în curița cu câinii. Avem, vă zic, curița are de toate. Tot ce vrei și ce nu vrei. Drumuri nepuse la punct, podețe lipsă, nu mai zic toate, că n-am răcunosc acum să spunem toate perelele astea. Dar avem și un individ care a cumpărat o casă în locul rusul, așa, care a făcut în curte acolo... Nu-i rusul acolo. Cum? Acolo a stat un bar cu un gură. Gură, da. Gură. Dumnezeu să-l odinească. Poliță, gură. Poliță. A murit și în urma la său. Și a cumpărat acolo pământul respectiv. A făcut un gard așa de 2 metri de patru cu ulița aia, să nu se vadă nimic înăuntru. Iar în prelungirea grajdului, eu nu am nimic acolo de sus. Dumnezeu să dacă legea permite, eu nu mă luam. Așa. A făcut o șură din cărămidă, acoperită la nivelul, să nu fie sus, și acolo are niște câini. Câți are? 2, 3, 5, 10, nu știu. Dar, de la ora 4, jumate, 5 dimineața încep să urle, așa, până pe la 8, 9, când vine unul cu o tubiță, intră în curte acolo sau la poartă, le dă mâncare, cele de ani, așa, se potolesc, în jurul orei 11, 12, iar încep să latre, când vin copiii de la școală, urcă pe ulițele alea pe acolo, sau trei mâți, mă, curte, știu, și pe acolo, și începe o lătrătură până pe la ora 1, 1.30, așa, iar e un pic de pauză, și pe urmă, pe la ora 5, jumate, 6, seara, iară, dar atunci vine iară, vedea și te bucate ceva. Nu știu, dacă e legal, să continue. Nu cumva să cheie contract cu el. Să te rezolvi, aduce toți câinii din poliția, din cași nu poliția. Aici, aici este un drum, că eu v-am să gândiți. Deci, v-am mai zicat, într-o dată, să faci cu o asociație. O asociație care este... Păi și el, probabil, că are o asociație. El, câinii lui. Are unul, trei câini acolo, ăsta uită. Câinii lui. Dacă o fi a lui, așa să fie. Câinii lui, dacă e alipaduc, are și câini de rasă. Nu știu, nu știu, nu știu. Eu am înțeles altceva. Nu, câini la altcineva. Vă rog. Adică să nu se întâmple treaba. Și pe asta e mediu veterinar. Dacă le duci la domnul Inache, la poliția la casă, zic că sunt 50. La cine? La Inache? Tot el, da. Cum are 12-13. Ura să-i ții în curte. Ura e să-i ții în curte, să ai un paloc, să-i dai mâncare, să ai grijă lor. Și alta e să-i lași să-i înțelegi. Bun. Sau, de exemplu, sâmbătă dimineață m-am dus spre Onești, am întors la Mihai Cudulache, un biet câine legat de coadă, cu bidoane, cu fiare, murise în mijlocul șoselei. Deci nu era lovit de mașină, vă spun sincer. Am coborât din mașină, aveam în spate niște saci cu cărți, am luat cărțile și am luat sacul și l-am luat, l-am dat dincolo, că zic, măcar să nu mai strădească mașinile. Deci, nu, eu am ridicat problema. Facem totuși distinții între a iubi animale și a le chinui. Eu unul am ridicat problema din alt punct de vedere. Acel colț acolo de locuințe era foarte liniștit și acum e foarte deranjat. Dar mă rog, dacă legea permite și primăria de acord, nu am nimic împotrivă. Era o liniște desăvârșită. Acum e o gălăgie desăvârșită. Să mă ierte Dumnezeu. E bine, nu ne punem cu autoritățile. Bun. Am rămas la problema câinilor. Eficientizarea datelor scrise în Registrul Agricolului. E normal să se facă treaba asta. Reabilitarea drumurilor, podețelor și ce mai este. E un lucru bun, zic eu, pentru că în urma viiturii care a fost în Curița, cei de la ISU care au stabilit atunci, a stabilit refacerea unui singur pod. Ăla de la Târcuță, din capă de acolo. Da. Și în rest, toate au rămas vraiști.
domnul Bugea o edificație. Nu au stabilitire face acolo, i-au constatat. S-au constatat. La poate și procesul verbal. Sunt trecutit, dar să știți că ce ți-a este cu evaluările care fac atunci cu ce nu ai ce care vin, fac și evaluări empirici. Empirici, adică exact cum o evaluare. Dacă la podul la stadion, pentru culierea fuiată, a dat valoarea de 600 lei. Vă dați seama ce înseamnă 600 lei, 600 lei, apoi poftiai bunilor. Deci, de fapt, da. Aș vrea să spun că în Curița, din câte am notat eu aici, sunt 1, 2, 3, 4, 5 poduri de realizat, printre 4, de fapt, unul a fost punte la Ciuc, la Ciuc, cum îl chema Ciuc. Nu, acolo va fi punte pe tunel. A fost o punte acolo. Acolo a fost punte pe tunel. Acolo, dacă e bine, că drumul ăla urcă undeva pe Mâciu, pe dealul ăsta. Da. Dacă n-ar fi bine acolo să facă pod sau să, să fie punte. Dacă faci pod acolo, vă spun sau lucruri, de aia nu poți. Avem un pod din acolo, mai sunt la 100 de metri. Da, este un pod acolo. Un pod mai la Bale. Da, deci eu am pus aici un punte. Cei mai urcă la Bosch și urcă până la Vioi. Sunt curios când se va stabili. Acolo trebuie să faci un pod de acolo. Unde? La Vioi acolo. Acolo trebuie pod. Da, pod de acolo. Acolo trebuie pot, am și spus. Acolo a zis că... Viroi, nu știu cum îl cheamă, prânză. Viroi, așa. Viroi. Da? Viroi. Vă zic că aici, la Ciupie, rămâne punte. Așa. În rest, poturile care au fost sunt trecute aici. Da. Punți, podețe și așa mai departe. Achiziționarea unui buldoi excavator. Nu știu, dar cred că ar trebui, părerea mea, poate buldoi excavator ca titulatură, un tractor multifuncțional. Nu. Vom opta un buldoi excavator cu mațuri, care sunt mai buni, mai performante, la care poți să-i... ele vor fi, în fabrică, vine cu labă și cu cubă. Și poți să iei sistem de dependenție. Mai separat. Asta vreau să fac. Separat. Și celelalte adică care mai avem nevoie. Folosim și la dezinfecție, și la balastare, și la tot ce e nevoie. Așa că au bun excavator, mă înseamnă ca și la au și camion, ceea ce își fac sigur dezinfecția. La Bucim au bun excavator, dar face cu al lor. Când face și aici și pot dacă o firmă care vine cu camionul cu misit oflare. Când e sărit și mai departe. Dar atunci costurile vor diminua. Vă dați seama că un bun excavator cu un bun dator, poate să-ți facă de zi în pusă păcuița, dar ce căuta altă mașină acolo. Atunci costurile luați pe o firma pentru un statul casă, la un exemplu. Depinde ce el vor fi. Dar trebuie să facă poate folosit, poate fi folosit la șanturi. În primul rând, cu notarea șanturi, noi stăm că noi acum avem contract cu o firmă peste servicii de chile utilaje. E, practic, 100 lei ora la un bun excavator. Am făcut două excavator, nu mai trebuie angajați, că avem băieți care lucrează în limărie și au B.O. Da, au B.O. B.O. pot spune și un bun excavator, am înțeles, nu trebuie profesionist la bun excavator. Vă faci un instructaj și vor lucra băieți în limărie. Și atunci, mai sunt multe. De exemplu, nu știu dacă este legal, dar ne vom interesa și poate fi închiria bunul. Și când îi fac factura cu bancă și îi făcut local. Pentru populație, îi stau un om cu ceva, închiria, nu deci la primărie, îi virează factură și îți face un venit la comună. Eu zic că este important să folosim acolo. Chiar eu vreau să obțin titular ceva, am avut o consultare cu doamna Măgurian de la Chiriti și doamna zice, domnule, hai să domnul excavator, că cealaltă investiție, pentru ce voia. Există acum, fapt există, nu de acum, în timpul războiului nemții, au făcut niște mici stații de cogenerare, care au venit cu câte o barac, câte o platformă, o barac care poate fi mutată, care funcționează cu deșeuri menajere și deșeuri vizitare. Se bagă acolo și poacă, se produce un gaz, gazul ia arde și produce energie electrică și apă, apă caldă. Asta cu sistemul s-a costat 190.000 de euro. Noi până gaz avem alocat 180.000 de euro. Deci ne trebuia finanțare. Așa, am gândit și am stabilit. Vom bun de excavator și dotăm și de utilieri. Iar acest sistem așteptăm și noi să vedem cum va funcționa la o altă localitate. Dacă el va funcționa cum trebuie și, într-adevăr, va putea asigura căldură pentru materie de centru, două, trei instituții și cu energie electrică ca să poți să... Da. Așa?
Vom face cu viitor. Asta o putem face în buget local, facem un proiect și vom achiziționa o astfel de instalație. Deci eu nu am văzut până acum nicio instalație de genul în România, ci ca fi în Germania, instalație de acuma modele, după cele din 44, da? Așteptăm să vedem la asta, să vedem și... Dar există o instalație de cogenerare la Ploiești, după câte știu, a dat-o și la televizor. Să vedeți dacă este vorba despre așa ceva. Da. Ca documentare. Da, ca documentare. Acum am optat pentru celul tineret. Celul tineret va fi la școală, am optat să spun, la poliția, la etaj. Noi am organizat școala aia. Școala este băgată în conservare din anul 2011, de către Guvernul Boc, pentru că au închis școlile. Și copiii au venit la școală la casă. Noi am organizat școala, la partier funcționează o grădiniță și dispensarul mare. Pentru celul tineret și pentru astea, trebuie făcut un hotărâre de Consiliu Local. Și o solicitare de aviz la Ministerul Educației, ca școala este bădestinată. Școala este a fost invocată, este a comunii. Face parte de domeniul public. Dar mare școală. Apără în școală, trebuie și avizul Ministerului Educației. Da. Și atunci, va fi, va fi la etaj, va fi un centru de tineret cu 200 de clasă, peste 200 de clasă care va funcționa ca și vestiare pentru echipele de fotbal. Și 200 de clasă, ce înseamnă centru de tineret? Acolo copiii vor primi de la profesori de muzică, zic eu, cantul, lecții de pian, instrumente muzicale, de la pictori, lecții de pictat și avem și pictori în zonă, chiar în Culița, care putem să o coptăm. Ca să, așa. Și cei cu arte plastic și sculptură și roata orarului și chestiuni de genul. Da, avem sculptori și orar. Avem sculptori, avem chiar avem Maricel. Un... Maricel. Da. Lecții Maricel este de cașcă. Ne-a zis și o comănești, ne-a zis comand. Că va fi instructor laic, adică alt popular, nu... Da. Copiii ne-au adaptat. Și copiii vor fi copiii din comuna noastră și vor fi copiii cu urmă... La facultate. La facultate, ca nu poate să vină de la urmă, nici poate să vină, ca cei copii vor fi plătiți. Și atunci am fost să vină, ori vor plăti noi, sau cei care, copiii care vor fi niște pe ei, vor plăti copiii, părinții. Plătesc meditații. Și atunci noi, dacă punem la un profesor la dispoziție spațiu, instrumente, adică tehnic, logistică, ca fi prețul mai mic, va fi prețul când un profesor vine el cu spațiu, cu spațiu, chirii, și vine și noi cu partea noastră. Ce relație au copiii? Și eu zic, va fi lucru, ca să vedeți că o să sunt mici treaba, dacă o să mediatizăm, acolo locația este foarte frumoasă, când e frumos să mă afară acolo, când vezi ești acolo. Ies copiii afară, sub brațul ăia, poate să fac și n-ai tineri, locația este extraordinară. Dacă mai aveți... Vă zic că achiziționarea buldoi excavatorului s-a lămurit, dotarea clădirii pentru centru de tineret, despre asta a fost vorba, schimbarea destinației școlii Curița e legată de punctul 8. Da. Așa și-a mai rămas realizarea târgului. Da, eu sunt de acord. Eu am mai propus acest lucru de atâtea ori, am părât la urâs unii. Uite că acum s-a ajuns să dezbatem iar acest lucru. Aici e un lucru bun. Pentru târgul ăsta și o port, trebuie să ai și un teren. Târgul care a fost în Cașa, în locul de stămării, ca să organizați Cașa, care era cel mai mare, iar mă rog, din sudul vestului, din sub Bacău, care a fost vândut urmă, domnul profesor, când mă învăță, poate i-a și prins ceva acolo, a fost undeva la intrare de Cașa, în zona Bărăcea, să vezi, știi? Acum sunt construit niște case la stradă, la acel teren, dar a rămas un teren în spate, unii cu cei părăul la da, un teren destul de mare, cu 2 hectare. Acest teren acum este închis de anumite cetățeni. Închis în modul să avem abuzic cu oamenii. Fără ce au apropat la primărie, la procesul local, nu au documente. Singurii care au documente în zonă sunt 2 cetățeni. Au documentat, e lupul, am presia și cineva băncilă. Băncilă Gheorghe are cu care avea, restul nu au niciun. Urma aprobării dumneavoastră acestui proiect, dacă îl vezi la aprobă, voi demora, voi face demersului de eliberare a acelui teren. Prin dispoziție primar, voi înștiința și deținerea de zonă, să-mi vină cu actul cu proiectare la cap. Dacă nu vor fi nevoie să eliberezi terenul, dacă nu, îl vom elibera noi, până în mijloacele noastre, cu o firmă, de, nu știu, cu închirea utilaje și propriu tot timp. Asta e. Terenul care este trebuie eliberat, eu zic că acest proiect este că cum să zic, de importanță locală, că știți cum a fost la Oitus, a plecat cu 5 ani. Și acum este târg la Oitus și chiar Consiliul Local Oitus a revenit la acel târg, că ia bani.
De altfel, nu știu noi să reușim să facem acest proiect. La început vreo jumătate, dar nu s-a luat acțiune nici la Uitus, până a adunat suficienți și așa cum sunt deceptați. Și acolo vor fi niște cheltuieli de curățenie, de întreținere, când vrem să facem noi, dar un model cu bărăci, cu spatulare, beton, tot ce înseamnă un iarbaroc și un obor, ceea ce prevede un iarbaroc și un obor model. Terenul este destul de bun, acolo sunt două intrări. Este o intrare pe, la stradă, în Făgurță, la Cucereanu, mai este o intrare pe dincolo, pe la Nicolul Dosi. Deci face, face o intrare și o ieșire în partea cealaltă. Deci este foarte bine aplasat. Acolo a fost Ceaieru, așa se numea, și a fost primul teren de fotbal comun. Da, și a fost din făcut. Acum îmi pare rău că trebuia, vedeți dumneavoastră, că nici ideea n-a venit în partea nimănui. Acolo trebuia făcut tot trenul de fotbal. Nu a fost făcut trenul de fotbal, hai să le dăm ceea ce a fost. A fost acum 100 de ani iar m-a rog de acolo. Iar mă rog Dumnezeu să face, iar mă rog până la acolo. Știu că o să fie greu, ceea ce vom face eu acum, mă pun în cap mult cetățenii și eu și dumneavoastră, ca te vorba cu acest proiect, dar este un lucru vital. Până la urmă, haideți să punem un pic punctul lucrurile la punct. Fiecare să se plinească ceea ce are. Acum, haideți să fiecare dintre noi să scoși pe un bucat tine undeva, plunii loc, ce faci? Fii din și apa, fii din totul. Deci nu se poate. Au să plin până acum, au fost lăsați, sub motiv când am întrebat de mari care a fost mult înainte, iar domnul i-a lăsat că s-a aruncat bunoaie și ca să fie curăție. Dar acum a fost și stânat. Deci mai de mai jar și am și cam asta nu la cetățenii. Deci nu sunt interesul acțiune de lucruri. Și am închis de care m-am. Cum a avut că a fost și-a închis. Așa că... Dar unii terenuri. De la Gelul Cucereanu în spate. E de uită. La Chioara, pe acolo, în spate. La Troiță e drumul ăla în jos. Da, da. De la Troiță. Nu, de la Troiță. Așa că, nu-i fost mai stai cu pascala, nu-i fost mai stai cu pascala, nu-i fost mai stai cu pascala. Nu, nu. Spate, nu-i spate, nu-i fost. Nu-i la Chioara, nu-i fost. Nu-i fost, nu-i fost, nu-i fost, nu-i fost. La Chioara, nu-i fost. E un cea plecat la fundă. La curelarul, până la curelarul. Acolo sunt fundă, drumul ăla. Nu sunt fundă. Acolo, 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 sunt trei fântâni, deci trei fântâni sunt acolo. Sunt unii spate așa, și pentru acolo, sunt trei fântâni acolo. Sunt trei fântâni acolo. Sunt un teren de fotbal, acolo, acolo. Acum au mai închis, au închis ei. Sau și ce închis ăsta, ar fi bine ca să fiecare să se vadă care au ocupat și să facă concesionare. Eu vă spun, nu aș fi de acord. Eu am crescut în ca și în 45 ani, atât cum am spus până acum. Și am trăit într-o altă bărăci și bărăcea mic, urcând la de sus. Pe timpul Ceaușescu nu era nici nimic. Aveam o mie, aveam ce aveam noi cum aveam cu Ceaușescu, păzeam acolo, erau fondusuri mari. Acum copiii nu mai au să joace, nici nu se bată o minge că deranjează pe cei care au închis. Și mai rău aia care au închis în mod abuziv terenul comun, decât tot ce au proprietat, care de adevăr e proprietat și utilizat. Deci nu-i bine. Eu aș fi de acord ca să se identifice, mai prea să identifice terenurile comune. Da, da. Comunii, eu nu fac nici am luat o decizie. Dă concesiune de chirie, să plătească de ceva la primărie. Uitați-vă în curița, cum intrați. Primul pot treceți. Al doilea, a venit cu gardurile, unul pe parte și unul pe parte, până în pod. L-a legat de marginea podului. N-a avut unul pe partea la de gardul urmează. Ăsta era unde a rupt apa aici, unde a murit comara aia, bătrânica aia, care a fost ultima, a făcut gardul până jos la apă și el n-avea gardul decât aici, sus. Da, restul tot era frunt. Și pe parte și pe parte. Tot. Așa este. Dacă greșesc, nu, să spui. Eu? Așa toate este. Astea, toate mizerii. Le-am închis și mizerii, exact, și tot ce vrei. Așa este. Se pot lua bani concesionate, fără să fie închise, luați bani, adună bani la unii au, hai să vă zic așa, Maria Fărică a vândut locul cu 20 de milioane, la unul. Și așa zice ea. Și eu știu dacă n-am văzut așa. N-am văzut așa. Uite să vă zic așa. Da, asta am văzut spun. Acolo este locația. Acolo este locația. Acolo este locația foarte plimbi la periferia cu avenia statului. O locație bună, mă gândeam la podul plimbi. Dar nu avem să ne sucine. Acolo era o răspunciune. Prința, mă zicea ca și ne vedeam. Dar n-am văzut timpul suficient. Ei nu plimba la Răscopa. Dar Răscopa a sucit cu prietul foarte mare.
Și atunci am zis la locația de jurnal, ce-a venit totul este acum unul. Și nu mai dă bani putere, pentru că voi vedeți că totul este acum. Cineva acum. Da. Cine mai are de adăugat ceva la punctele care cam atât eu am avut de spus, sunt de acord cu tot ce e bun să facem. Dacă nu mai are nimeni, aș întreba punctual. Puntea de aici, de la Dițu, care e deasupra ducea la tine, fiind... Și aia e băgat, și pe aia băgat. Și aia e băgat. Da, și pe aia băgat. Nu, cum să începe. Nu, mă, și pe aia băgat. Nu, aia e zădeci pe punte. Da. Aia va fi zădeci pe punte. Da. În orice caz, aici, pe curița la brânză, la valier, trebuie făcut cu podul, că pe bătrânica aia, când a prins salvarea, s-o ia, a dus-o cu pătura, pe îngrădini, pe acolo, până pe la albul, pe la pod, cu pătura să ne-a cădea sau, nu mai zic, așa, și acum o ține altcineva. O ține cu iertatul, nu o ține. Dar cum? Care a preluat. Să supunem la vot punctele discutate. La punctul 1, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea aderării comune ca și la Asociația Comunelor din România. Cine este pentru? La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea comunității anuale la Asociația Comunelor din România, la acord. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul 3, proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cumpărare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Cine este pentru? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Cine este pentru? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind realizarea, reabilitarea și modernizarea de poduri, podețe și punți pietonale în comuna Cașe. Și Curița, este pentru. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui grup de excavatori pentru primăria comunei Cașin. Cine este pentru? Este abține. Proiect de hotărâre privind dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret. Este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarea Târgu Bogor, săptămâna în sat Cașin, comuna Cașin, de Zubaclou. Cine este pentru? Și punctul suplimentar. Adresă Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației școlii de la satul Curița. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Da, declară în ședința închisă, dacă când o aveți în vedere pe cea următoare. E posibil ca una să vă